Asta și am cugetat la cântarea aceasta și Dumnezeu să-i vine cu mințe de pe tine. În aceasta asta să ne hară în rugăciune și în recunoștință. Slăviți și binecuvântat să fie Dumnezeu. Doresc ca în aceasta asta Duhul Sfânt să cerceteze în inimă. Duhul Sfânt să cerceteze ca creștia Sfântul Cuvântului Dumnezeu care a venit în locul acesta și vrea să primească pe Iisus. Acel Iisus care ne-a scos de acolo din groapa morcirii, pe toți care suntem aici și ne-a pus aici în lumină și avem viață. Această viață care numai El singur a putut să ne dea. Pentru că cu toții ne cunoaștem odinioară unde am fost și unde suntem acum. Această inventar fiecare dimineață, în fiecare seară când mă culc, îmi este propus să o fac înaintea mea și înaintea familiilor mele care mă îngenunchesc fiecare seară și dimineață înaintea Domnului să mă închin Lui. Datorită Lui am viață și ai viață, dragul meu soră și frate. El a fost acela care te-a binecuvântat și m-a binecuvântat ca ziua aceasta să ajungă lucrul acesta. Aleluia. Datorită Lui că s-a implicat în viața ta. Pentru că dragostea Lui s-a arătat atâta de mult de încât inima ta a prins dragoste de Dumnezeu, dorință de Iisus Hristos să stai de vorba în dimineața aceasta. Într-o dimineață, în recoare zilei, când căuta Dumnezeu omul creat de mâinile sale, și nu l-a găsit la locul unde l-a așezat, de aceea doresc în dimineața aceasta să dragostea lui Dumnezeu să ne prelucreze inima în gât, să vărsăm lacrimele noastre în inimă, în burtucul pe care va veni Îngerul să strângă. Spun lucrul acesta pentru că lacrimele tale, acel care va strânge Domnul în burtucul lui, va veni o zi în care s-a vandurat Dumnezeu de tine și de mine și va vorbi lacrimele tale acolo în cer. Domnul acesta s-a ascuns de fața lui Dumnezeu. Dar rog pe biserica în dimineața aceasta, asta împreună cu mine, să ne întoarcem cu fața adevărată înaintea lui Dumnezeu. Nu ne ascundem nimic chiar și să ascundem noi. În rugăciunea aceasta să-i zicem Lui ceea ce ne-am zis nimănui și nu putem să zicem decât Lui. Aleluia! Pentru că El este acela care a vărsat sângele pe crucea Golgotei și a născut din nou din sângele cel Sfânt. Dumnezeu dorește în dimineața aceasta, dragul meu, frate, împreună cu mine, să ne recunoaștem în rugăciunea aceasta. Aceasta dorește Dumnezeu să fim sinceri cu noi, să fim sinceri cu El. Dacă vom face lucrarea aceasta, va fi ferice de noi și Dumnezeu va coborî prin Duhul Sfânt. Și va plimba fiecare rând și ne va mângâia, vom simți binecuvântarea Lui. Aceasta mângâiere care este Duhul lui Dumnezeu ne va prelucra.